Vrem să mulțumim că aici lângă mine este, știți că tu aparat credința, fiind pe prima linie de front, și acum judecătorii au spus că da afară din sală, care o aparat cu prețul vieții ei Ucraina și o strigat pe dânsa că da afară din sală, dacă spune un cuvânt. Nu-i dreptate. Nu-i dreptate. Nu! Da. Nu! O rămas am trecut ca să fie tradus tot în limba română. Și acum pe data de când ori hotări ei, când o să putem, o să fie tot ceea ce m-a învinuit tradus în română, pentru că eu acolo au adăugat multe minciuni, mai ales domnul procuror. El a spus că o luat din expertize, dar expertizele au arătat, două expertize au arătat. Tovarășii și slujbilor la Cernăuți, ascultați bine ca să știți ce să spuneți, măcar voi adevărul. Și asta este, dragii mei, mă iertați că vă năcăjesc, că vă chinui în starea asta, Dumnezeu să vă răsplătească a toți.